E Dinamo o mare a revelație acestui campionat? Până acum? Categoric. A? Categoric, nu credeam că fac trei puncte. Da? Pe onoarea mea, dacă cre credeam că mea, când am început, nu credeam că fac trei puncte. Uh -huh. te spun cinstit. Deci nu? Acum o, o spun cu cea mai mare răspundere. N-a fost întâmplătoare promovarea și ridiculizarea celor de la... Uh, Argeș. Da, dar chiar n-a fost, da. N-a fost. Da, Bine, păcat că se ceartă la nivelul lor de acționare acolo. Se tot ceartă, se tot... Dom'le, că acum... Pe ăsta... îl știi care a intrat acum? Uh, 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 cum îl cheamă? Care a intrat unul acum cu 100 de acțiuni? nu știu pe ăsta. Da? nu, știu. nu? Care e din uh, domeniul IT-ului. Îmi scapă acum, nu mai știu exact. nu știu, dar... Câți bani o fi băgat? Pe o să păi nu, 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 Cionca, chonca, domnul Cionca. N-ai auzit de el, nu? Nu, dar ce, a băgat vreo 2-3 milioane? Știi ce mi-a zis Șucu uh, asta, da? Ah. Uh, vorbeam cu Șucu asta și zic, uh, mă, da, zic, l-am văzut pe Cionca ieri cu tine la meci. Cionca a fost invitatul lui Șucu. Nu, 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 Cionca a intrat și a cumpărat 100 de acțiuni, că de Doi nu-l vrea pe Cionca doai tu uh, uh, Nicolescu și cu uh, 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 celălalt acționar uh, nu, vrea, nu vor. E, dacă vine cu 2-3-4 milioane, cum să nu-l nu, 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 Și vorbeam cu Șucu uh, și zic, uh, l-am văzut pe Cionca, care a invitat și, uh, zic, el știu de mult pe ășuca. Zic că e om serios și zic foarte serios. Zic, are bani și e om serios. Este fix stilul meu. Mi-a zis. M-a înțeles? Stil... Bă, și și din nu a vorbit frumos de el. De cine? De asta. De... Cionca. Cionca? Da, da, da. Deci Voicu voi și cu Nicolescu, care sunt Reden, Twilight și iau majoritatea 80%, nu-l vor pe Cionca. -au, au avut ei negocieri și n-au joc. pe... Cionca a cumpărat un pachet mic de la Socios, de la alt acționar de Osta o de atunci, dar știi cum e? A intrat în acționariat. Știi cum e acolo? Măriri de capital, la, la, la... Înțelegi? Bine, are puțin acum, aproape insignifiant. O, uite ce dar Șucu mi-a vorbit acolo, foarte frumos acolo de, 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 de Cionca. Acolo este un avocat da, dracului. Cine? La cine te referi? La... Nicolescu? Nicolescu. Da, da, da. Foarte deștept. Da? A? Știe bine meseria. Da? da? Da, da, da. Deci Bun. crezi că totul e securizat la Dinamo, nu? Da, nu mai scapă din... Uh, 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 ciolanul. Uh, ciolanu da. Bine. Mergem și noi la un ciolan sau la, la niște mici? Hai să mergem, gata, da. ne ajunge, da. <laughs> Așa, păi salută privitorii, ne nu mai salut să străiască privitorii. Stai, mă că eu nu știu că uh, numai cu ăsta în mână... Uh, uh, da, păi, păi tu așa mână, vorbești. Că -ai Va da, că am prins. Da? Așa, să... Să vă trăiască viața la toți. Doamne, ajută! Mulțumim frumos! A Ai fost Nea Dragomir, Max Profețiile lui uh, Mitică, în fiecare luni de la 13:30, în exclusivitate aici, la fanatic.ro show cu cele mai mari audiențe, show de spor, bineînțeles, cu cele mai mari audiențe online.